slugă vicleană, toată datoria aceea ți-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea oare ca și tu să ai milă pe cel împreună slugă cu tine? Dacă vreau să părinte, iubiți credincioși, Sfânta Dumnezească Evanghelie de astăzi ne arată datoria de a ierta pe cei ce ne greșesc. Domnul nostru Iisus Hristos ne învață că toată legea prorocii se reazimă pe două porunci, adică să iubim pe Dumnezeu și pe aproapele nostru. Mila este una din faptele bune care izvorăște de dragoste după mărturia Sfântului Apostol Pavel care zice: dragostea se milostivește. Și nu are milă de fratele său, este semn că acela are dragoste și petrece, nu are dragoste și petrece în întunericul urii de aproape. Dragostea lui Dumnezeu pentru noi se aseamănă cu dragostea părinților pentru fiilor. Precum un tată, o mamă bună, își iubesc pe fiilor ori de câte ori ar greși, dacă se întorc și cere iertare, îi ia. Și mângâi așa este și dragostea lui Dumnezeu spre noi, care suntem fiii Săi și așa ne se cuvine să fim cu dragoste și cu milă față de cei ce ne greșesc nouă. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, fiind pe rolit de cruce, s-a rugat pentru cei ce l-au răstignit, spunând: Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac. Toate faptele bune de a avea cineva, dacă nu are dragoste, nu are nimic. Fiul lui Dumnezeu venind în lume din nemărginita Sa bunătate, cu dragoste milă pentru noi, a desfințat deosebirea între vrăjmași și preți. Ne-a dat nouă poruncă să iubim pe vrăjmașii noștri. Să binecuvântăm pe cei ce ne blestemă, să ne rugăm pentru binele celor ce ne vadă și ne prigonesc, să facem bine celor ce ne urăsc. După mărturia acestei învățături, nu avem voie să urâm pe nimeni. Și pe toți cei ce ne greșesc, să iubim, să le iertăm greșelile, chiar dacă ne-ar face cel mai mult rău. Să ne aducem aminte că Dumnezeu, din a Sa nemărginită bunătate, plouă peste cei drepți, peste cei nedrepți, răsare soarele Său peste cei buni, peste cei răi. Dar cei care greșesc să se smerească și cu smerenie, cu frică de Dumnezeu, implorând iertarea lui Dumnezeu și a semnul Lui. De aceea suntem și noi datori a face bine tuturor și a ierta greșelile celor ce ne greșesc, purtând neputințele alte. Așa ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel, zicând: fiți buni între voi, milosivi, iertându-ne unul altuia, precum Domnul v-a iertat vouă, Hristos. În alt loc zice: îngăduiți-vă unul pe altul, iertându-ne unul pe altul. Iar dacă cineva are vreo plângere împotriva cuiva, după cum Hristos v-a iertat vouă, aș fi iertat și voi. Așadar, frați și surori, aducându-ne aminte de iubirea lui Dumnezeu față de noi, care pururea greșim înaintea Lui, să ne ținim noi după a noastră putere să iertăm întotdeauna pe cei care ne greșesc nouă. Dragostea de Dumnezeu nu se poate arăta între noi fără iubirea între noi și fără iertare celor ce ne greșesc nouă. Să ascultăm acum pe Sfântul Efrem Sirul, care vorbește despre iertare celor ce ne greșesc, de care afirmă iertarea păcatelor noastre, zice așa: bine a zis Domnul că sarcina mea este ușoară, că ce greutate, ce osteneală este a lăsa noi fratelui nostru de cerne, cel ușoară de inimă, de nimic prânce spre a ne se ierta și nouă cele ascunse. Și mai departe zice: nu am zis să-mi aduceți bani, sau țap, sau post, sau bebegheni, ca să ziceți nu am, să nu pot, ci
Și ce este lesnicios și ușor și scurt, ne-am poruncit zicând. Tu iartă fratelui tău greșelile lui și o să iert păcatele tale. Tu însă nici greșelile nu ierți, poate puțin bani, 2 sau 3 denari al eu, din numărat stalam să-ți dărăsi. Tu nu mai ierți nimic de rânduri, eu îți dau ție vindecare. Împărăție zărești și darul tău, atunci îl primesc când te împaci cu cel care ține ură și mânie. Când dai pace, dragoste către toți, atunci rugăciunea ta este bine primită, prin osul tău bine împărcut și casa ta este dragoslovită și tu ești fericit dacă tu cu fratele tău te împaci, să-ți ceri iertare. Cuvintele mele de recalci cere iertare de la mine. Eu, stăpânul tău, îți poruncesc și tu nu iei aminte. Apoi cum îndrăznești să aduci către mine rugăciune jertfă, că precum tu îți întorci fața de către fratele tău, așa și eu, despre rugăciunea ta, de la darul tău, mă întoarce ochii mei. Dumnezeu, Părinte Isaac Sirul, conglăsuind cu Sfântul Evrem, arată că nu primește Dumnezeu rugăciunea noastră dacă nu cerem iertare, dacă am greșit față de cineva. Și nu vom ierta pe cei ce greșesc nouă, că iată ce zice sămânța pe piatră este rugăciunea celui ce are pomenire de rău asupra fratelui său. Așadar, frați și surori, să luăm aminte cu toată frica de Dumnezeu. La cuvintele acestor Sfinți Părinți care se rează-mă pe cuvântul Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care a zis în Sfânta Sa Evanghelie, de veți ierta oamenilor păcatele lor, va ierta și vouă Tatăl vostru cel Ceresc. Iar nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel Ceresc nu va ierta păcatele voastre. Frați și sorori, dacă credem că acestea sunt cuvintele, poruncile Mântuitorului, nostru Iisus Hristos și că niciodată gura Lui nu poate să spună neadevăr. El fiind adevăr, apoi să ne dăm seama că niciodată nu vom primi iertare de la Dumnezeu atâta vreme că vom fi învrăjbiți cu oamenii și nu vom ierta din toată inima. Păcatele greșite fraților noștri. Nimeni să nu creadă că cu darurile sau Sfântele acestea fac Sfânta Biserică, se va putea împăca cu Dumnezeu și de o iertare de păcatele sale mai înainte de a se împăca. Aș cere iertare celor ce a greșit și cu care suntem vrăjbiți. Acest adevăr ne-l arată Dumnezeu când zice în Sfânta Evanghelie, te veți aduce darul tău la altar, acolo îți vei aduce aminte că fratele tău are ceva asupra ta, lasă darul tău înaintea altarului și du-te de te împacă cu fratele tău, apoi vină și adu darul tău. Nu numai darul nostru nu primește Dumnezeu mai înaintea din păcat cu aproapele noastre, ci nici rugăciunea noastră ne este bine primită. Când stați să vă rugați, iertați tot ce aveți asupra cuiva, ca și Tatăl vostru din cer să vă ierte păcatele voastre. Același lucru ne învață Mântuitorul și în rugăciunea domnească Tatăl nostru pe care îl rostim zilnic, dimineața, seara și ne iartă nouă pe cum și ne iertăm greșiților noștri. Dacă nu iertăm noi mai întâi pe frații noștri, nici Tatăl nostru Ceresc, ne va ierta păcatele noastre. Iertarea, iubiți credincioși, este condiție obligatorie pentru fiecare. Pentru mântuirea omului a lumii întregi. Iertarea stă la temelie, la temelia păcii de inimă, cunoștință fiecare dintre noi. Iertarea salvează familia de divorț, de distruge, salvează rudii de ceartă, și judecă, salvează lumea de războaie, de ură, de la moarte. Însă nimic nu mai greu pentru noi oameni decât să iertăm pe cel ce ne-a jăgnit, ne-au defăimat sau ne-au păgubit.
pentru un cuvânt de ocară, pentru un lucru de nimic, pentru o mică pagă, unii creștini trăiesc în ceartă, chiar în jură unii de ani de zile. Va ajung la judecată, la fapte de răzbunare, încât nici preotul din parohie, nici rudele, nici bătrânii satului, nici doar ar fi ca morți în de mai inima să ierte, să se împartă din coață. De aceea, nu puțin morți certați între ei, spre veșnica lor o sântă, că după moarte nimeni nu mai poate face nimic pentru mântuire. Această stare grea de ură, de răzbunare între oameni, care ajunge pe acei care nu iartă la moarte, o arată Hristos foarte clar în pildă din Evanghelia de astăzi, care s-a citit. Împăratul care ia socoteală slujilor sale este Împăratul Hristos, care ne va judeca pe toți la sfârșitul veacului lor. Dar totul care datorează Împăratului cei 10.000 de talanți este fiecare dintre noi, care datorăm lui Hristos pocăință, lacrimi, milostenie, iertare pentru mulțimea păcatelor care ne-am făcut. Dar în timp ce Dumnezeu, ca un tată bun, iartă toată datoria, adică toate păcate, noi oamenii nu iertăm pe cei ce ne-au greșit puțin. Ne ținem datoria cu dobândă. Iar dacă nu ne întorc datoria, ne răzbunăm pe ei, să dăm și dăm în judecată, ne dorim rău, că iertăm până la moarte. De aceea Dumnezeu se supără pe cei care nu iartă aproape. Și trăiesc în ură răzbunare și va zice la judecată, stingă, vicleană, toată datoria, aceea ți-a iertat, adică toate păcate, pentru că m-ai rugat. Nu se cădea la oarecare și tu să ai milă în cel împreună slugă cu tine, precum și eu am avut milă cu tine. Mâninuse stăpânului la da pe mâna chinuitorilor, până ce va plăti toată datoria. Auzi ce zice Hristos, stăpânul vieții al morții. Pe cei ce nu iartă pe aproapele lor nici Dumnezeu, nu-i va ierta la judecată. E vis că din ce mare virtute creștină este iubirea față de aproape. Ea este viața noastră, avem nevoie ca de aia. De aceea spune Sfântul Evanghelist Ioan, Dumnezeu este iubire, iar iertarea este împăcare. Milostenia, cercetarea bolnavilor, primirea străinilor, alte asemenea sunt picile cele mai mari ale iubirii creștine. Iubirea ce Dumnezeu, iubirea de aproape, sunt poruncile cele mai mari de Sfântă Evanghelie, de staua primirea Dumnezeu noastră. Deci eu cum pot și să iertăm, să ajutăm pe aproape, să răbdăm pe toți, să facem pace, să ne răsunăm. De aceea depinde fața noastră. Bucuria vieții noastre, mântuirea fiecărui dintre noi. Dar ce se facă acei creștini care își cer iertare la cei care sunt certați, dar aceia nu vor să ierte? Să facă cineva să simțe părinți, să fie să se roage lui Dumnezeu pentru a înfrânzi pe vrăjman, să ceară sfatul duhovnicului lor, să le respecte cuvântul, apoi să ceară personal iertare la cei ce, cu care sunt certați prin cuvinte iartă la frate. Pentru toate câte ți-am greșit și Dumnezeu să te ierte. Iertarea se facă cel mai bine în biserică, sau în casa unui dintre ei, sau în casa unui preot. Dacă certarea ceartă este veche și mare, împacă și împăcarea să se facă în prezența preotului. Să se încheie cu rugăciuni de mulțumire și chiar cu o masă creștinească sau acordarea de ce propriu de dată. Iar dacă încă suntem bucurați și ne chinuie echipul de răzbunare, îngâmpare, mândrie, să amânăm Sfânta Împărtășanie și Spovedania înseamnă că vom da răspuns amar înainte lui Dumnezeu și pe Pământ.
Ca să nu fie spre o sfântă. Smerenia, rugăciunea curată ne ajută cel mai mult la păcat. Cine urmează care aceasta, acela trebuie să departe de mântuire. Citim în Paterică un călugăr tânăr s-a dus la un simastru bătrân și a spus că are frate asupra cuiva și nu poate ierta nici de cum. Zadarnic m-a antrenat bătrânul la iertare, că o cerință nu voia să le. Atunci duhovnicul a spus că trebuie să spunem împreună Tatăl nostru. De când ucenicul zicea și ne iartă păcatele noastre, de cum noi iertăm greșelile noastre, bătrânul îi spuse, nu așa, fiule, și să zicem că nu ne ierta precum și noi nu putem ierta. Auzind aceasta, ucenicul zice, că fiți copii, poate așa ne-ai las cărcin acum. A căzut în genunchi și a zis, iartă-mă, Părinte, că am greșit. Din clipa aceasta am iertat pe fratele meu. Așa să facem și noi, iubiți credincioși, să cerem iertare întâi, să iertăm cu dragoste pe toți. Ca să fim și noi iertați de Dumnezeu pe pământ și în cer. Căci fără iertare nu avem mântuire, nici nu putem zice Tatăl nostru. Să rugăm pe Dumnezeu dragoste și pe Fiul lui Dumnezeu, care s-a răsplătit pe cruce din dragoste pentru noi, să ne împace pe toți Dumnezeu. Fiindcă dragostea nu moare niciodată, în veci și veci. Amin.